Salutări și bun venit pe Minutul de Grafică. Eu sunt Leontin Andrei și astăzi vom începe cel de-al patrulea episod din introducere în Unity și vom continua cu acest joculeț micuț pe care l-am început în episodul anterior. Bun, am făcut o modificare, am făcut două modificări mai exact la acest cod. N-am făcut decât să șterg ultima metodă care era acolo cu verificare ceva de genul, verificare de paritate, și am introdus aceste patru linii de cod, de text, text ce va fi afișat în momentul în care vom deschide jocul. Am mai făcut o mică modificare foarte importantă, și anume unde era declarată valoarea variabilei valoare. Hai să-i modificăm numele, că îmi stă pe creier, nu de alta. Îi spunem jumătate, da? Jumătate și paritate, să-i zicem, să nu zicem paritate, să zicem valoare. Val par, să zicem așa, da? Valoare de paritate. Da? Jumătatea este egală cu alegerea supra 2.0f. De ce am adăugat acest punct 0f? Dacă ne uităm, jumătatea, da? Hai să lăsăm paritate în loc de val par, deoarece sună ciudat, paritate. Deci, această jumătate este de tip float. Este un număr care se termină în virgulă. Virgulă, mă rog, virgulă și ceva. 5,6, 7,8, 10,1 și așa mai departe, da? Iar alegerea calculatorului este de tip int. Este un tip întreg. Un număr care nu are virgulă. 5, 6, 10, 20, da? Iar noi vrem să facem tranziția de la întreg la tipul float. Bun. Motivul pentru care am adăugat acest împărțit la 2.0f este punct 0, punct ce este după virgulă, 0 în cazul ăsta, și f de la float. Bun. Am zis în episodul trecut că trebuie să facem legătura între tasta pe care o apasă jucătorul și mesajul pe care îl va afișa calculatorul în funcție de tasta pe care a apăsat-o jucătorul, da? Și numărul pe care l-a ales calculatorul. Da? Pentru asta va trebui să scriem câteva linii de comandă în metoda update. Hai să vedem. Avem clasicul if, da? Și avem din nou paritate, da? Egal cu jumătate. Asta este condiția inițială pe care am avut-o în prima fază. Dar mai avem o condiție. Pentru aceasta va trebui să adăugăm de două ori acest semn. Hai să fac textul mai mare, da? De două ori acest semn, de semnul și, efectiv, și să scriem a doua condiție, care este input, da? Get key, da, get key down și keycode.p. Da? Deci dacă alegerea calculatorului este pară și dacă jucătorul a ghicit, a apăsat pe tasta P de la număr par, pentru număr par apasă tasta P, da? Avem mesajul print și avem felicitări, numărul ales de mine este par. Punct. Da? Acum, mai avem încă trei condiții pe care trebuie să le scriem.
și anume, dacă numărul ales este par și jucătorul a selectat tasta, a selectat că alegerea este impară, da? Ce va face calculatorul atunci? Dacă numărul este impar, iar jucătorul a spus că va fi un număr par, ce va face calculatorul atunci? Și ultimul caz, în care numărul este impar și jucătorul a ghicit spunând că este un număr impar. Ce va face calculatorul în acel caz? Iar noi va trebui să scriem câte un cod pentru fiecare dintre aceste cazuri, pentru a-i spune calculatorului ce trebuie să facă. Altfel, el nu va ști. Bun, mai avem o chestie pe care nu trebuie să o uităm. După ce am scris ce va face calculatorul în cazul în care, într-unul dintre cazuri, va trebui să-i spunem să inițializeze din nou această funcție de start. Deoarece, dacă îți mai aduce aminte, start este rulat o singură dată la începutul jocului. Atât. Altfel nu va mai fi rulat până când vei redeschide jocul. Motiv pentru care noi îi vom spune calculatorului să îl mai ruleze o dată. Cum facem acest lucru? Scriem numele metodei și parantezele, parantezele rotunde. Și calculatorul știe că trebuie să mai ruleze o dată această funcție, această metodă. Bun. Mergem mai departe. Deci am zis că mai avem încă trei condiții. Else if. Altfel, dacă. Și avem paritate egal cu jumătate și input.getKeyDown. Down. Aproape am scris corect. Keycode.i. Ce va face calculatorul atunci? Print numărul ales este impar. Punct. Mai departe. Și din nou, să nu uităm, start, mai departe, else if, altfel, dacă, și avem paritatea, nu este egală cu jumătatea. Cum scriem acest lucru? Păi dacă pentru egalitate aveam două semne de egal, de această dată avem semnul exclamării și egal. Nu este egal. Este semnul exclamării este pentru negație. Deci nu este jumătate, bun, da. Și input.getKeyDown keycode.p print. Ups. Sau hai zicem. Auci. Numărul selectat, numărul ales nu este par. Și din nou start. Și ultimul else if. Vom folosi else if dacă mai avem o condiție, dacă avem mai mult de o condiție. Iar în cazul ăsta noi avem două condiții. Avem paritate. Deci paritatea să fie diferită de jumătate, da? Și input.getKeyDown keycode
punct I. Deci dacă jucătorul apasă tasta I, avem print. Felicitări. Numărul sau super. Numărul sau super. Ai presupus corect. Și din nou funcția de start. Bun, hai să verificăm dacă tot ceea ce am scris până acum este funcțional. La consolă din nou, start. Și avem. Voi presupune că este corect. Felicitări, numărul ales de tine este par. Și îmi spune, salut, ghicește dacă următorul număr pe care îl voi alege este par sau impar. Mă rog, voi presupune că de data asta este un număr impar. Ups, numărul ales este par. Eu mai presupun o dată că este impar. Aparent, din nou, este un număr par. Numărul ales este impar. Sau că am apăsat pe ce nu trebuie, sau... Hai să verificăm mesajele, pentru că mi se pare că am greșit ceva. Numărul ales. Deci dacă paritatea... este par. Am greșit mesajul. Nu știam de ce nu... De ce nu dădea cum trebuie acolo. Ups, numărul ales este par. A? Super, ai presupus corect. Am presupus că este un număr impar. Voi presupune de data asta că este un număr impar, un număr par, pardon. Par, numărul ales de mine este par. Este încă o dată un număr par, încă o dată un număr par. De data asta a fost un număr impar, iar eu am presupus că este un număr par. Auci, numărul ales nu este par. Deci se poate observa că jocul funcționează fără probleme. Bun. Cam atât pentru acest episod. Sper că ai înțeles de ce am pus aici punct 2.0f, da? Sper că ai înțeles cum se folosește acest input that get key down keycode.p. Și sper că ai înțeles cum se treabă cu acest else if, cu if, else-ul simplu și egalitate și inegalitate. Și chestia cu aceste două semne care înseamnă și. Deci dacă ai ambele condiții adevărate, sau mă rog, dacă ai condițiile adevărate, mă rog, în acest caz ambele condiții adevărate, atunci se va executa acest cod. Dacă nu, se va trece la următorul if, else if și așa mai departe. Ups. Bun, cam atât pentru acum. Sper că ai înțeles, sper că ți-a fost util și vreau de la tine ca până data viitoare să te joci puțin cu ceea ce ai învățat până acum, să cauți pe internet și ține minte tasta control și apostrof pentru a verifica documentația celor de la Unity. Bun, cam atât pentru acum. Eu sunt Leontin Andrei, mă bucur că ai fost alături de mine și ne vedem în următorul episod. Salut!